Bună ziua, dragii mei, sărbători fericite! Astăzi s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, cel care reprezintă pentru întreaga creștinătate lumina lumii, împăratul păcii, bucuria noastră și modelul pe care vrem să-l promovăm. Anul acesta am avut fericirea și onoarea ca să invit să bucure românii, mai mulți prieteni, colaboratori, oameni din diferite confesiuni, clerici, prin care am vrut să dezbatem un subiect extrem de interesant legat de ceea ce s-a întâmplat pe plaiurile Betleemului în urmă cu mai bine de 2000 de ani. O întâlnire între oameni de știință la vremea respectivă, magii și împăratul Irod. Și în această zi, la această emisiune, avem un invitat special pe preotul evanghelic Walter Sin de la Semlac, un om deosebit care l-am cunoscut și am văzut că e un om cu mare suflet, cu dorință de a-și îngriji patrimoniul, de a-și înfăptui bine slujba. Sărbători fericite, Hristos s-a născut, domnule preot! Hristos s-a născut, sărbători fericite și de noastră și tuturor. Vreau să citim câteva versete din Sfânta Evanghelie după Matei și după aceea să încercăm să cuvântăm împreună, să dezbatem împreună ceea ce putem extrage din acest text. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi de la răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și au căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat pe ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi au trimis la Betlehem și le-a spus: duceți-vă, decercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin să mă închin și eu lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistierile și au adus daruri, aur, smirnă și tămâie. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis și să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Se spune așa în istorie că se pare că acești magi din răsărit aveau în biblioteca lor o istorie despre Daniel, când a fost aruncat în groapa cu lei și el, evreu rasat, un om care respecta cuvântul Domnului și împlinea poruncile, și după ce împăratul Darius i-a părut tare rău ce s-a întâmplat, că a trebuit să țină cuvântul și să pedepsească pe toți cei care nu se închinau la idolii lor, și iată că Dumnezeu i-a închis gura și Daniel a fost răscumpărat de împărat și a dat un decret ca toți urmașii să se închine la Dumnezeul lui Daniel. Și de ce spunem treaba asta? Pentru că cei trei magi se pare că din zona respectivă provin. Iată că peste veacuri putem spune noi că se împlinesc lucruri importante pentru oameni.
Iată-te de ce spunem că oamenii care nu sunt analfabeti funcțional, ci citesc și înțeleg ce citesc, împlinesc cuvântul Domnului. Mă bucur, domnule preot, că avem această șansă să fim și noi printre cei care, deși nu suntem în Israel, în zona respectivă, în Iudeea, în zona respectivă unde la Betleem, putem însă să ne aducem mereu cu mare cinste și drag aminte că Domnul Iisus Hristos a venit să schimbe conceptul despre lume și viață, a venit să ne împace cu Cel care ne-a creat. Cum primiți dumneavoastră această veste a nașterii Domnului? Cum o transmiteți enoriașilor dumneavoastră? Ce învățați să rețină în viața asta? Sigur că este cel mai principal mesaj care ni se transmite prin Evanghelistul Matei în această pericopă despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că dacă nu s-ar fi născut Iisus Hristos, eram pe drumul pierzanii, așa cum a fost pentru toate popoarele până la venirea Mântuitorului și cum este pentru toate popoarele care încă nu-L cunosc pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și de aceea este datoria noastră ca să propovăduim cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos despre nașterea sa, deci despre venirea sa, pentru că nu este mântuire în afară de Hristos. Și acest lucru, din păcate, foarte mulți încă nu cunosc acest lucru, chiar și printre creștini, așa spus, creștini sunt mulți care nu-i mai dau importanță la acest lucru. Și de aceea este important ca noi să propovăduim acest lucru, că Iisus Hristos a venit în lumea noastră, a adus lumină, a adus mântuirea pentru noi. Domnule, se pare că trebuie să facem o mică analiză a acestei întâlniri a acestor oameni care aveau călăuzirea prin stea. Ziceam într-o emisiune anterioară că la un moment dat, când au ajuns de locul numit Betleem, unde s-a născut Domnul Hristos, acea stea nu s-a mai văzut și era o disperare pentru ei pentru că nu știau cum să se orienteze. Și bineînțeles că s-au dus unde? La împărat, pentru că, din câte știm, orice împărat, fie că e președinte de România, fie că e rege al Spaniei, fie că e orice altă formă de guvernament, are la îndemână aparat de securitate, are guvern, are oameni de știință, are sobor de preoți. Foarte interesant, ei erau siguri că ducându-se la Irod vor avea de învățat, de aflat. Oare de ce conducătorii noștri, când putem să nu ne translatăm peste veacuri, au atâtea beneficii și nu văd suferința poporului? Iată că minunea de la Betlehem, acest împărat Irod, nu o cunoștea. Da, chiar vedem că a chemat cărturarii, pe toți cărturarii care îi avea atunci la dispoziție, care n-au fost nici siguri, dar totuși i-au transmis că scrie despre Betleem. Deci totuși au găsit un punct. Și sigur că acest lucru este și adevărat, că acolo s-a născut în Betleem. Și știm că magii s-au dus acolo, s-au închinat Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și Irod, având în vedere că, așa cum ați și citit în ultimul verset, că au fost înștiințați de Dumnezeu în vis, să nu se mai întoarcă pe la Irod, pentru că Dumnezeu a știut gândurile lui Irod, că nu a avut gânduri sincere. Și de aceea i-a îndrumat pe cei trei magi de la răsărit să se întoarcă pe un alt drum și nu iar pe la Irod ca să-i spună exact unde se află Mântuitorul Iisus Hristos. Dar oare de ce a fost surprins Irod pe
Pas greșit, pentru că el, dacă era informat, probabil ar fi luat măsuri, pentru că știm că istoria povestește că după ce și-a dat seama că magii nu s-au mai întors pe la el, a pierdut timpul și evident că Îngerul Domnului i-a luat pe prunc, pe Maria și pe Iosif și i-a transferat în Egipt. Oare cum de l-a surprins această chestiune pe Irod? Păi l-a surprins din cauza, din acea cauză, pentru că cei trei magi de la răsărit au spus că s-a născut un nou împărat. Și la Irod i-a fost frică că își pierde tronul dacă se naște un nou împărat. El nu a înțeles că este vorba despre un alt împărat, un împărat ceresc, nu un împărat pământesc cum a fost împărăția lui. Și Putem de să aceea... spunem despre Irod că era un om mărginit? Nu că era un om mărginit, dar nu a înțeles exact mesajul. El a înțeles că vine un alt conducător care va fi, deci el va fi înlocuit cu un alt conducător. Și a luat el măsuri, că după aia știm că a trimis soldații și în jurul Betleemului a dat porunca ca să se ucidă toți copiii până la vârsta de 2 ani, toți copiii de sex masculin până la vârsta de 2 ani și au murit în jur de, nu știu exact, dar în jur de 4.000, parcă am înțeles, de copii. Vedeți dumneavoastră măsurile care se iau și în ziua de astăzi, pentru că nu putem să nu translatăm evenimentul nașterii Domnului Hristos cu evenimentele din perioada pe care noi o trăim. Se pare că guvernele astea puțin de tot, să zicem, obeze, care au tot felul de servicii, tot felul de cumetrii, de interese, uită de oamenii mulți. Uită de adevăratele valori, uită de ceea ce ar trebui să facă pentru o națiune. Nu vi se pare? Mie așa mi se pare. Sigur că așa și este, pentru că exact ca și în cazul lui Irod, el a văzut ceea ce este pământesc. Așa văd și cei care ne guvernează, văd numai ceea ce este pământesc și beneficiile lor proprii sau a clicilor care îi servesc. Vedeți, se întâmplă că apare aici în textul acesta o chestiune șocantă pentru Irod și își convoacă acești sfătuitori, inclusiv clerul, care nu prea înțeles misiunea pe care o avea de plinit. Oamenii cu viziune știau că Domnul Hristos se va naște, știau că vine în lumea aceasta, vine să schimbe paradigma, să ofere generozitate, dragoste și model de viață. Oare mai sunt și clerici în ziua de astăzi care uită ce rol le-a lăsat Domnul Hristos? Din păcate, sunt, da. Din păcate, așa este. Pentru că noi nu înțelegem exact de ce a venit Mântuitorul Iisus Hristos. Deci noi și cei care ne conduc văd partea pământească, cum am mai spus. Și de aceea se întâmplă ce se întâmplă. Haideți să mergem puțin de tot mai departe. De ce acești conducători pământeni manipulează? Ia câtă că întâlnim această metodă, care nu este o metodă duhovnicească, ci o metodă diabolică. Se duce la magi și le spune, mergeți, cercetați cu deamăruntul, probabil că el nici n-avea acces la anumite informații divine, pentru că a fost o informație divină. Și dacă găsiți ceva interesant, veniți la mine. Oare de ce se păstrează aceeași metodă și se aplică și în ziua de astăzi? De ce dăm de lucru la alții în loc să facem noi ceea ce trebuie să facem? Da, păi Irod este așa o vulpe vicleană, cum s-ar spune. Îi trimite pe magi și le spune să vină înapoi, să-i transmită că vrea și el personal să meargă, să-i se închine
acestui mic copilaș sau noului rege, dar de fapt el este înfricoșat de ceea ce a auzit că va fi un nou rege. El înțelege că acesta îi va ocupa locul. Și probabil că așa este și în ziua de astăzi. Cei care sunt la putere le e frică că alții vin și le ocupă locul și de aceea mai bine mențin ceea ce este și au toate pârghiile ca să mențină starea care este. Da, într-adevăr, e o problemă foarte adâncă. Aici, Evanghelistul Matei nu face altceva decât să ne dea de gândit, să ne pună în situații în care să facem analize contextualizând lucrurile și foarte interesant. Cum spunea Mirod, ca și șefii noștri de astăzi, care dețin putere, dețin sisteme de organizare, armată, etc., etc., Irod îi pune pe alții să muncească. Dacă ne uităm în contextul istoric dat, vom observa multe, multe deficiențe. Dacă mergem la educație, vedem că avem 45% analfabetism funcțional. Este rezultatul a ceea ce ai semănat. Deci oamenii care au semănat vor culege recolta, iar dezastrul acesta de ce nu se rezolvă? E foarte simplu. Există, din perspectiva mea, un subiect foarte, foarte des întâlnit, invidia. Neputința, justificarea, sau să zicem așa, mai nou suntem un popor de constatatori. Constatăm toate lucrurile și nu facem nimic. De ce am ajuns în situația asta, domnul părinte? Problema este pentru că noi ne aplecăm și nu vrem să gândim noi înșine, ci ne lăsăm conduși de ceea ce ni se dictează de la Bruxelles sau din America sau eu știu de unde. Sunt gânduri satanice care sunt aici, care vor ca nu Iisus Hristos să aibă puterea, ci satana să aibă puterea. Sigur că satana, Dumnezeu i-a lăsat o anumită putere și satanei în lumea aceasta, dar până la urmă va birui Mântuitorul Iisus Hristos, că de aceea a și venit pe pământ. Vedeți, aici putem spune că ați spus un lucru extraordinar. Domnul Hristos trebuie să biruie. Curioșii, și putem spune despre Petru și Ioan, că se duc la o plimbare cu Domnul Hristos și Petru, nu știm foarte bine ce caracter avea, un caracter vulcanic, un caracter mai îndoielnic, câteodată mai trădător, deși în final a ajuns să fie unul dintre cei mai mari oameni pe care i-a avut Domnul Hristos. Și îl întreabă pe Domnul Hristos, ce se va întâmpla cu Ioan? Ioan fiind un poet, un om al iubirii, la care Domnul Hristos, evident, dă o replică, cred că este cea mai profundă replică pe care o putem spune tuturor. Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Deci Domnul Hristos te învață să te lepezi de egoism. Sunt mulți egoiști în ziua de astăzi, domnul părinte. Normal că sunt, da. De ce e așa greu să învățăm lucrurile astea atât de simple? Pentru că este mai ușor să rămânem în făgașul pe care am pornit decât să învățăm ceva mai nou, ceva deci, mai bun și nou. Domnul Hristos, când a venit pe pământ, a venit să schimbe o... să împlinească legea, să-i spunem așa. Exact. El a venit cu lucruri simple. Cred că a fi un om simplu implică niște lucruri. Aș vrea să vă cunosc opinia. Implică să ai cultură, să ai educație, să ai respect, să ai onestitate. Sunt convins că dumneavoastră aveți mult mai multe argumente decât mine. Domnul Hristos a venit să ne învețe cum să facem, ce să facem, să iertăm și să împlinim. E greu să-l ducem pe Hristos în lume?
Este destul de greu pentru că lumea nu acceptă cum scrie și Sfântul Ioan despre care ați spus că Iisus a venit în lumea noastră și întunericul nou a vrut să-l accepte. Deci a venit în Betlehem, nu a găsit loc de poposire, abia într-o peșteră a fost găsit loc pentru el. Și așa este în continuare și aici. Deci Dumnezeu încearcă să fie mic pentru noi, deci a devenit copil, deci s-a coborât la nivelul nostru, iar noi vrem să fim tot mai mari. Asta este problema. Și totuși el așa mic a avut parte de Sinfonia Universului. Acolo e pe plaiurile Betleemului. Culmea este că toate făpturile care au fost acolo prezente, de la oi, de la cioban, de la... au fost însoțiți de îngeri. Și Exact. Vă dați seama ce sinfonie fantastică s-a auzit acolo. Cred că mi-aș fi dorit și eu să fiu pe acele câmpii la momentul respectiv. Și îngeri au fost, fantastic. Cum putem să determinăm oamenii să asculte această sinfonie? Deci ei au înțeles despre ce este vorba, pe când oamenii nu prea. Vreau să citesc aici, să citez aici din Luca, capitolul 2, unde scrie despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la versetul, deci capitolul 2, versetul 14, acolo scrie așa, deci 13-14, și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: glorie lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Deci noi, în primul rând, cât putem, noi căutăm pace, deci ne interesează pacea, dar mai puțin ne interesează gloria lui Dumnezeu. Așa cum scrie aici că oastea cerească au lăudat pe Dumnezeu. Deci noi trebuie să învățăm ca să lăudăm iară pe Dumnezeu și atunci vom avea parte și de pace și de toate celea. Deci problema noastră este pentru că am uitat de Dumnezeu. Noi vrem pe linie pământească să rezolvăm toate, fără Dumnezeu. Dar fără Dumnezeu nu se poate. În mod categoric, aveți perfectă dreptate că își despărțiți de mine, nu veți putea face nimic. Exact, E foarte exact. Interesant, foarte interesant. Vedeți, dumneavoastră, oaste cerească. Oastea cerească nu este o oaste care vine și trage cu tunurile ca la Ucraina și Rusia sau la Hezbollah cu Palestina și Israel. Și cine știe pe unde, prin cotloanele acestui univers, să zicem, acestei planete, nu univers, unii stau la pândă și încearcă să pornească și ei un conflict. De unde atâta ură? Pentru că Domnul Hristos vine și spune că trebuie să schimbăm ura în dragoste. Da, problema este pentru că cei care propagă ura, nu-L vor pe Iisus Hristos. Și dacă nu-L vrei pe Iisus Hristos, nu este altă cale decât calea de ură. Cu efectele evidente. Da. Am mai vrut să vă spun, acum zilele astea știm că s-au întâlnit, nici nu știu, în jur de 360 sau câți șefi de stat și alți politicieni la Dubai ca să discute despre climă și așa mai departe. De ce nu discută și despre Dumnezeu? Ei discută numai despre climă, vor ei să fie Dumnezei. Să fie Dumnezei și ei prin puterea lor să ajungă la o realizare fără Dumnezeu. Deci fără Dumnezeu nu se poate și toate astea și cu problema asta a climei, după câte am înțeles, doamna Margaret Thatcher a pus pe cineva ca să facă un studiu despre încălzirea climei și acum toată lumea vorbește numai despre încălzirea climei, dar de când, deci dacă se ia
numai o perioadă scurtă de 200 sau 300 de ani, sigur că clima s-a încălzit față de cum a fost cândva. Dar dacă luăm 4 sau 5 mii de ani, atunci este așa o mișcare sinusoidală, când este un pic mai cald, când este un pic mai rece, iar mai cald, iar mai rece. Acum suntem într-o perioadă care poate este puțin mai caldă față de ce a fost acum 200-300 de ani, dar mai rece de ceea ce a fost acum 1000 sau 1500 de ani. Vedeți dumneavoastră, unii oameni care au Dumnezeul lor, cred că încearcă să impună anumite reguli după placul lor. Exact. Și aici este o problemă de educație. Și pentru că nu putem să nu vorbim de ziua nașterii Domnului despre educație, rolul pe care cred eu îl are în acest moment educația este fundamental pentru orice națiune. Rol fundamental, când spun treaba asta, mă refer la faptul simplu, nu-i complicat, la o chestiune de mare însemnătate legată de faptul că înțeleptul Solomon spunea: învață-l pe copil de mic calea pe care să meargă și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Întrebarea mea este simplă, domnule preot. Ce învățăm copiii în ziua de astăzi? Ce mai învață la școală? Ce perspective li se oferă? Ce relații interumane se creează? Ar fi interesant să vedem. Da, din păcate mergem pe o cale total greșită, pentru că așa cum a fost înainte, a fost cu mult mai bine. Deci copiii au fost mai pregătiți sau pe calea mai o cale mai bună decât sunt pregătiți astăzi. Pentru că aici sunt vă tot... provoc. Îmi pare rău că vă provoc. Da, spuneți. Vă provoc. În 1948 apare un decret da. Prin care toate școlile confesionale, inclusiv ale dumneavoastră, oameni serioși, oameni cu frică de Dumnezeu, cu o organizare bună, asociațiile, să zicem, care susțineau învățământul acesta cultic sau confesional, cât și persoanele care dețineau elemente legate pentru dezvoltarea personală a copiilor, au fost expropriate. Exact, Și au fost trecute într-un singur sistem la statul român. Da. Și dacă este să facem o analiză extrem de solidă, am avut un prieten în emisiune, Eugen Sechei, care pentru mine a reprezentat, să zicem, o luminare. Și zice, domnul Sechei, păi normal, au impus regula într-un singur sens, marxist-leninismul. Și iacătă, sursa analfabetismului funcțional de care suferă societatea românească și care crește vertiginos, foarte puternic. Noi am trecut printr-o perioadă de răstiște și jale. Dacă nu putem și nu suntem capabili să recunoaștem această stare care ne-a generat-o comunismul, avem o mare problemă. Iată rezultatul, pentru că după 30 de ani de libertate, care, e adevărat, venim după o sufocare, o descătușare, a mers în extrema cealaltă, în care uităm repede. Știți, la Timișoara, în 89 decembrie, am participat și data de 20 decembrie reprezintă ziua în care a fost declarată Timișoara prim oraș liber de comunism. Da. Acolo au fost identificate cel puțin 5 elemente profund creștine, strigate din piepturile oamenilor la disperare, la o solicitare de respect. Există Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Era un imn religios, El vine iar, sfârșitul veacului trăim, El vine iar. Da. Libertate, pentru că numai Dumnezeu îți dă libertatea. Și evident, rugăciunea domnească Tatăl nostru, rostită din piepturile 100.000 de oameni. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, aveți relații cu germanii?
Iată că la Timișoara a ajuns un neamț primar. Și acum 2 ani de zile sau un an, în perioada de restriște și jale a pandemiei, singura paradă în Timișoara care a fost subvenționată de primărie a fost parada gay. Cum este admisibil acest lucru într-un loc sfânt să pângărești cu astfel de lucruri când până și Declarația Universală a Drepturilor Omului spune clar că familia e formată dintr-un bărbat și o femeie, la vârsta în care pot decide singuri situația, iar familia naturală este asta pe care noi o promovăm. Oare de ce atât de radicală schimbare? Și mai eu vă pun o întrebare. Cum se simte Dumnezeu când noi l-am invitat la Timișoara să vină alături de noi și după aia, după atâția ani, îi întoarcem spatele? Exact. Cum putem comenta aceste aspecte? Deci eu văd acest lucru în felul următor, atât din Bruxelles, cât și din partea unor oameni din America, vin aceste curente care vor să ne țină în întuneric. Ca și valorile creștine să fie măturate sub covor. Așa văd eu lucrurile și de aceea se fac lucrurile astea și în Germania vin cu tot fel de idei că trebuie să înveți pe copii deja la grădiniță să se băieții sau fetele să se exprime, vor să fie fete sau vor să fie băieți și așa mai departe. Ca să nu mai știm ceea ce este natural. Și atunci, sigur că Dumnezeu ne va pedepsi pentru acest lucru și nu îi place dacă ne întoarcem Dumnezeu sau spatele. noi ne autopedepsim? Păi ne autopedepsim și noi, dar Dumnezeu ne dă în mâna celor care sunt împotriva noastră. Deci trebuie să veghem. Trebuie să veghem, pentru că Satana umblă de târcoale ca un leu, așa cum spune Sfânta Scriptură. Ca Ca să să ne ținem. rătească pe cei care nu înțeleg și nu vor să Da. înțeleagă că pentru orice a fost plătit un preț. Revoluția Română, am avut acum recent o emisiune cu mai mulți adevărați martori oculari. E foarte important să fii un martor ocular în anumite momente ale istoriei și personal am participat la această revoluție și am întrebat frumos, sunteți mulțumiți de ce găsiți după atâția ani? Niciunul nu mi-a spus că da. Nici unul, din nefericire. Vedeți dumneavoastră, există pentru fiecare un sfârșit. Cum a fost și istoria magilor, pentru că pe magi nu-i mai prea întâlnim în Sfânta Evanghelie. Nu-i mai întâlnim și în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Ce drum alegem noi, românii? Ce părere aveți? Da, trebuie să alegem calea lui Dumnezeu, calea care ne scrie Sfânta Scriptură. Doar aceea este calea dreaptă. Asta e singura direcție pe care ar Da. trebui fiecare dintre noi să o înțeleagă, că altfel, evident că vom păți ca și Irod, nu? Vom Exact. trimite trupele să ne izgonească din Eden. Eu ziceam la un moment dat într-o emisiune, când a fost făcut omul, creat de Dumnezeu în grădina Edenului, el a avut două activități. Să lucreze și să păzească. Da. De ce a fost atât de greu să ascultăm? Ascultarea e grea? Câteodată este și grea și probabil că este mai ușor să faci după ceea ce îți spune altcineva decât ceea ce a spus Dumnezeu. Și eu am ajuns la următoarea concluzie, nu știu, v-aș ruga să mă contrați sau să mă contraziceți pentru că așa e frumos. Eu cred că depărtarea de Dumnezeu l-a făcut pe om să-și campiardă mințile.
Și în timp ne putem da seama că de la două activități în care erau foarte importante să păzești și să lucrezi. Lucratul, de fapt, era o desfătare. Actualmente s-ar putea să fie mult mai mult decât atât, să fie chiar o corvoadă. Când lucrăm, s-ar putea să învățăm să lucrăm unii pe alții. De ce? Depinde de ce Domn alege, nu? Da. Dacă alegem pe Domnul Hristos, în mod cert, vom fi generoși. Mă duceam duminică la biserică și trecând pe stradă am văzut un tinerel care stătea pe bordura unui, să zicem, lângă o fabrică, pe o chestiune de flori și pur și simplu se uita în jos, dar am încercat să-l trezesc. N-am putut. Mi-a fost inima strânsă și am dat telefon la 112. Și în momentul când a venit salvarea, n-am putut să plec la biserică, pentru că vă dați seama, să te duci pe drum, să vezi un om în nevoie și să nu întinzi o mână. Mă gândeam, de ce mă mai duc la biserică dacă tot mă duc, Da. Nu? Da. Și când a venit salvarea, ăsta e clientul nostru. Era drogat și la un moment dat ăștia au știut cum să le ia, pentru că vă dați seama, eu mă pricep, eu nu sunt doctor. Și îl întreabă, vii la spital? Nu. Aduceți-mi să vă semnez. Oare că inconștiența asta până unde merge? Da, da. Deci Dumnezeu ne dă în mâna diavolului dacă ne le lasă, putem, nu cred că dacă ne dă. ne lepădăm noi de el, ne lasă în voia sorții. De dat nu cred că ne dă, pentru că Dumnezeu e dragoste și dragostea nu ne dă. Dragostea nu ne dă, ci cred că mai degrabă ne lasă în voia minții noastre. Da, e așa, da. E o mică diferență din punctul meu de vedere. Da, exact, da. Iacătă ce a ajuns societatea omenească. Iacătă de ce zic eu că acum de sărbătoarea nașterii Domnului Hristos, mulți ar trebui să înțeleagă că mai sunt oameni care se gândesc cu drag la cel care s-a născut să fie un model pentru toți. Și pentru că timpul nostru a trecut destul de repede, a fost o emisiune foarte interesantă. Ca să vă spun direct, sunt un om care analizez partenerul de dialog. Îmi place că sunteți un om foarte direct. Extrem de concis la subiect, la obiect. Nu nuanțați lucrurile și asta e o mare calitate, pentru că la noi în România lipsesc oameni de genul acesta care să pună suflet, să înțeleagă menirea, să-și facă datoria. Chiar m-a încântat. Sunteți un alt tip de un interlocutor care trebuie oferit oamenilor să vadă că oamenii nu trebuie să complice lucrurile, ci trebuie să le înțeleagă. Aș vrea să vă rog frumos să transmiteți la finalul acestei, să zicem, întâlniri, un dialog pe care l-am purtat împreună cu preotul Werner sau Walter, nu? Walter Zinn. Walter Zinn din Semlac. Și înainte de a transmite chestiunea asta, aș vrea să spuneți câte biserici de servici dumneavoastră sau zone de servici dumneavoastră și după aceea, după ce ne spuneți câte ceva despre activitatea dumneavoastră, aș vrea să binecuvântați pe toți cei care ne vor urmări, că vor fi destul de mulți care vor vedea, vor avea posibilitatea să vadă, să înțeleagă că Evanghelia lui Hristos este propovăduită de mulți oameni, nu numai de unii sau de alții. Vă rog. Deci, eu sunt aici de 38 de ani, la Semlac. Când am fost trimis de către Episcopia Evanghelică aici, la Semlac, am avut doar parohia Semlac cu filiala Fântânele. Acolo erau în jur de 137 de enoriași. Aici, la Semlac, am avut 537 de enoriași. Și încet, încet,
atunci când am venit eu aici, în toată zona pe care o păstoresc acum, eram 5 preoți, dar cândva zona aceasta, n-am numărat exact, au fost între 8 și 12 preoți. Deci de aici până la Anina Steierdorf sunt 240 de kilometri, este tot teritoriul pe care trebuie să-l păstorez. Deci în afară de Semlac și Fântânele, mai am Libling, Birda Clopodia, Semlacul Mic, Lugoș, Reșița și Steierdorf. Am mai fost și Caransebeș, acolo avem doar doi enoreași la ora actuală și biserica noastră, episcopia noastră a donat-o bisericii ortodoxe pentru că nu mai avem enoreaș, biserica trebuia renovată și n-am avut fonduri ca să o renovăm, n-am avut nici enoreaș. Deci este un teritoriu destul de mare, ar fi deja de sine așa o episcopie, putem spune, dar avem foarte puțin enoreaș, nici 200 la număr. Și dacă ne gândim că numai Liebling cândva a avut 1000, peste 4200 de enoriași, la ora actuală are în jur de 16 enoriași. Deci am pierdut un număr foarte, foarte mare de enoriași, nu în ultimii ani, ci în 1944, când s-a apropiat armata sovietică, mai ales din Liebling, au plecat mai mult de jumătate din enoriași, dar și din Semlac au plecat și din alte localități și foarte puțin s-au întors înapoi, iar după 1970, în anii 70-80, foarte mulți au plecat în Germania, care au plecat pe bani, deci au fost cumpărați de statul german, pe de o parte, pe de altă parte, cei care au fost la putere nu i-au lăsat ca să plece până nu au plătit și ei din buzunarul lor încă o dată aceeași sumă de bani. Și așa parohiile noastre s-au golit de enoriaș. Deci, și totuși vă luptați pentru ca ceea ce faceți să fie transmis peste veacuri. De-aia ne cunoaștem, ați apelat la ceea ce știu să fac și eu, v-am ajutat și în continuare, dacă Dumnezeu ne va pune împreună, va trebui să mergem în continuare să ducem ceea ce ne-a dat Domnul. Fiecare pe măsura lui, în funcție de ce îi pentru a înțelege odată pentru totdeauna că respectul care trebuie acordat lui Dumnezeu este primordial pentru toată lumea. Da. Mă bucur că am fost în această seară de Crăciun împreună cu preotul Walter Zinn. Și îl rog ca în final să transmită și un mesaj de suflet pentru cei care ne vor urmări. Fie că vor fi cei din Germania, pentru că domnia sa are relații în Germania, fie pentru cei care sunt în România, pentru că toți împreună nu sărbăm târgurile de Crăciun, ci îl sărbăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a născut într-o iesle, având o oaste cerească care a interpretat alături de păstori și de toți cei care au fost pe câmpiile Betlemului Sinfonia Universului. Am avut ocazia în februarie, începutul lui martie, să vizitez Țara Sfântă și am fost și la Betlem și chiar de lângă biserica unde s-au arătat îngerii păstorilor, am adus două ramuri de ceva floare, am o floare aici, de fapt o plantă care de fapt n-am văzut să înflorească, are un fel de frunze așa lungi, triunghiulare, și am dus două, una s-a dezvoltat foarte mult, a făcut așa o tufă de aproape jumătate, mai mult de jumătate de metru pătrat, și mi-a părut foarte bine să fi că am fost acolo la locul acela. Și încă o dată vreau să pun accent pe acest lucru, ceea ce scrie Sfântul Evanghelist Luca, că
Deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând glorie lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Deci să dăm glorie Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că ați amintit și de târgurile de Crăciun. Deci nu târgurile sunt lucrul cel mai important, este ceva ce izvorăște din acea mare bucurie de faptul că s-a născut Mântuitorul Iisus, Domnul nostru Iisus Hristos. Dar nu târgurile să fie importante pentru noi și darurile pe care le primim, ci aceste daruri izvorăsc din cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a oferit și ni l-a dat. Pe Fiul Său, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și așa, mesajul meu este ca să nu uităm de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că sărbătorim nașterea Lui. Nu este o sărbătoare la nimereală sau o sărbătoare a iernii, cum s-a spus mai de mult, că a venit Moș Gerilă și așa mai departe, ci să nu uităm că este chiar însuși Dumnezeu care a coborât din cer în Fiul Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, devenind copil, luând asupra sa tot ceea ce este pământesc, ca să ne ridice și pe noi de pe acest pământ sus în ceruri. Mulțumesc mult, a fost un mesaj frumos, de suflet. Au fost niște lămuriri extrem de simple și clare, cum este Domnul nostru Iisus Hristos. Și în final vreau să merg spre Banatul nostru, că noi suntem bănățeni. Și am lansat o proclamație din Banat, în care spunem așa: într-o lume secularizată, principala cale care oferă speranța națiunii române este însușirea pe scară largă a moralei creștine, care trebuie să fie promovată neconfesional, nedogmatic și neinstituționalizat. Pentru promovarea respectului și iubirii față de semeni, considerăm ca fiind necesară cultivarea dialogului constructiv, a onestității, precum și promovarea demnității. Societatea românească trebuie să se pună tendinții de marginalizare a credinței în Dumnezeu, care are condiții cu o consecințe devastatoare: minciună, corupție, ipocrizie, impostură, etc. Credem că este momentul ca poporul român să se îndrepte cu toată încrederea și speranța în Dumnezeu, spre valorile și reperele sale spirituale, care se găsesc în biblioteca lui, Biblia. Pe această cale facem apel la numeroși oameni de valoare pe care i-are această țară, cărora le cerem să participe la reconstrucția morală a României. Și evident nu putem să închidem lucrurile lăsând doar atât, chiar dacă ea este mai lungă, am să mă opresc la unul din punctele poate foarte esențiale. Vom iniția forme democratice a dialogului social între societatea civilă și guvernanți, în scopul identificării și servirii interesului public. În acest scop vom încuraja dialogul constructiv, comunicarea profesionistă și responsabilă, prin care se chemăm pe toți românii, din țară și din străinătate, la efortul comun de a deveni fiecare în parte o binecuvântare pentru pământul străbun și pentru istoria sa. Domnule preot Sin Walter, vă mulțumim foarte mult de participarea și la acest eveniment de importanță mondială, prin care sărbăm, amintim și dorim ca nașterea Domnului Hristos să fie de folos tuturor românilor, fie că sunt nemți, fie că sunt unguri, fie că sunt de alte naționalități, să fie un model pe care să-l urmăm. Și îl rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze România și lumea. Îl rog pe bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți românii, fie că sunt țară, fie că sunt în străinătate. Și de asemenea îl rog să ne dea înțelepciune de sus să putem să construim, să îngrijim și să păstorim, să construim, ca să spunem mult mai profund, grădina Maicii Domnului, care este România. La mulți ani, români, la mulți ani,
România, sărbători fericite și să ne întâlnim sănătoși!